mare parte străinii erau cei care beneficiau de stofele românești. Erau multe comerț de export, erau mulți beneficiari, fiecare cu tipicul său, fiecare cu cererile sale, cu perioadele sale. De foarte multe ori aveam activitate cu conducerea superioară a întreprinderii, activități permanente în fabrică, zi și noapte, ca să iasă structurile de fabricație contractate. Erau și atunci penalități. Nu ți livrai marfa la termen, începeau să curgă penalitățile, cu influențe în indicatorii de eficiență. Dar prin perseverență și prin managementul care l-au asigurat cei care la timpul său au condus unitatea, făceam export în Anglia. Export direct se făcea în Anglia. Și veneau de pe acolo oamenii de afaceri și ne prezentau modele, ne prezentau mostre și practic ele erau realizate de noi. Deci așa s-a ajuns la un moment dat să fie cunoscute produsele realizate de industria lui. Mi-amintesc, aveam exporturi cu arabii, cu Franța, cu englezi, cu germani. Deci exporturile noastre au fost cele mai bune și mai căutate. Materialele de la industria lui au fost cele mai căutate. Materialele produse la industria lânii nu ajungeau întotdeauna pe rafturile magazinelor. Pânzele de la Ilse erau râvnite de mulți români. Dacă la un lot de export rămânea o anumită cantitate, era o bătaie să prinzi un cupon de marfă din marfa de export. Sigur, se considera, pe de o parte, așa, psihologic, că e marfă de export și mai bună. Câteodată era o compoziție, o structură mai bună de țesături. În orice caz nu găseai și nu e vorba numai de industria lânii, mult mai multe alte firme românești care erau branduri cunoscute, pentru produsele lor trebuia să ai o relație, să cumperi de acolo. Eu mi-amintesc că pentru copilul meu care era mic, să cumpăr de la 1 iunie tricotaje, trebuia neapărat să vorbesc, să am o aprobare, să iau un anumit costumaș care îmi plăcea foarte mult. Jinduiam așa după lucrurile care se făceau în domeniul textil, confecții și care se exportau. Am fi dorit să le cumpărăm și noi. Deci industria lânii era o emblemă pentru industria românească, național și european. Tovarășii de partid Nicolae și Elena Ceaușescu vizitau fabrica pentru a face comenzi speciale. Pe timpurile acelea, sigur că unitățile reprezentative, unitățile de producție reprezentative care aveau și ateliere de creație, de cercetare, de studii în domeniul textilelor, aveau și sarcini speciale. Și noi ne-am bucurat și de astfel de sarcini speciale și cred că ne-a ajutat foarte tare pentru că pe această linie veneau multe noutăți de materii prime, de creații noi, de tehnologii noi, utilaje care să conducă la realizarea produselor cerite la nivelurile alea înalte. Pot să spun că în 1989 am avut ocazia să-l văd pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu intrând pe un covor roșu la industria lânii. Pentru ei se făcea în mod deosebit stofă pentru paltoanele lor. În secția unde lucram eu se făceau partizi mici, adică de câteva kilograme, în mod deosebit pentru ei, care se vopseau și se finalizau acolo unde lucram eu. Produsele care nu erau recepționate pentru nivelul respectiv, după o anume perioadă, căpătau dezlegare de a fi desfăcute pe piața internă. Și se bucura lumea de ele pentru că erau deosebite.